Mulțumit, Andreea. Mergem mai departe. Venirea primăverii este vestită și de prima barză care a ajuns la Dumbrăvioara, în județul Mureș. Cuiburile berzelor de acolo sunt amenajate și monitorizate de o asociație, așa că oricine le poate urmări, inclusiv online. Prima barză a ajuns la Dumbrăvicioara, în județul Mureș, zilele trecute, ocupându-și cuibul monitorizat online de camere web. E satul berzelor ăsta. Da. Ce înseamnă că vine barza? Că vine primăvara. Nu ce caz. Și e soare și frumos. Le așteptăm fiecare an să vină, că vine primăvara. Dumbrăvioara e cea mai mare, deci are cea mai mare populație de berze din județul Mureș. De foarte mult timp, chiar dacă populația de aici s-a diminuat destul de semnificativ în ultimii 20 de ani. Încă sunt 12-14 cuiburi ocupate în fiecare an, acum depinde de an. Am observat prima barză, de fapt a observat cei care iubesc berzele și se uită la aceste două camere și am primit numerate mesaje de la oameni care au observat prima barză. Acesta au rămas să se pare în cuibul numărul 2. Berzele, ca de obicei, sosesc în jurul, cam la mijlocul lunii martie. Anul acesta nu a fost o excepție și sperăm ca până la sfârșitul lunii aprilie să avem cam toate berzele care doresc să cuiburească anul acesta în România să fie sosite și să se apuce de cuibărit. Anual, sute de mii de vizualizări și zeci de comentarii sunt lăsate de urmăritori pe site-ul asociației care monitorizează activitatea berzelor.